Încă un milionar celebru a făcut astăzi un denunț la DNA împotriva rețelei CODE. Este vorba despre inegalabilul Adrian Mititelu, patronul echipei FCU Craiova. A dus la DNA 300 de pagini de documente și a mai scris și alte 10 în fața procurorilor. Hai să vedem. Gruparea colderistă nu s-a mulțumit doar cu paradirea statului, ci și-a extins tentaculele până în nucleul Federației Române de Fotbal. Mai exact, Doru Trăilă, cel care racola victimele grupării Coldea Dumbravă, colaborează activ de ani buni cu Federația Română de Fotbal. Avocatul este renumit pentru procesul în care afaceristul Adrian Mititelu cerea să fie despăgubit de FRF cu o sumă exorbitantă de sute de milioane de dolari după ce echipa sa de fotbal, FCU Craiova, a fost dezafiliată ilegal. Trăilă a reușit într-un final să aibă câștig de cauză pentru federație. De asemenea, avocatul face parte din comisia de recurs de la FRF. În tot acest timp există voci care susțin că Florian Coldea este implicat chiar și în faimosul dosar al transferurilor din fotbal. După ce gașca Coldea Dumbrava a fost spartă de procurorii DNA, mai multe voci din fotbalul românesc au început să facă declarații despre cum opera mafia generalilor. Inclusiv Adrian Mititelu a fost audiat de DNA în dosarul care vizează mafia lui Coldea. Am depus acte care demonstrează că acest modus operandi a funcționat și în cazurile mele. Practic, acest avocat Trăilă este cel care a cumpărat sentințe și care mi-a creat un prejudiciu imens. Mi-au distrus afacerea, mi-au furat clubul de fotbal, m-au băgat la închisoare. Același modus operandi, el și cu Tucă Zbârcea și cu această mafie care este în justiția română, au plătit, Federația Română de Fotbal a cumpărat sentințele, au plătit banii care au plătit și au plătit și controlul Federației. Păi el și acum e la Federație Trăilă ăsta. Este... Deci e la Federație, pentru că e omul care le câștigă procesele în justiție. Printre victimele grupării se numără și Gică Popescu, cel care a fost târât în pușcărie cu toate că a plătit prejudiciul din dosarul transferurilor. Fotbalistul din generația de aur a trăit clipe groaznice în perioada în care a fost batjocorit de mafia colderistă. Eu n-am fost pregătit de acea decizie, pentru că știi că lucrurile s-au desfășurat într-o anumită manieră, ești oarecum liniștit. Cel mai greu moment a fost după aflarea veștii, da? A doua zi erau alegeri la Federația Română de Fotbal și noi ne împreună cu echipa mea pregăteam speech-ul de a doua zi, deci nimeni nu se gândea la așa ceva. A venit undeva în jurul prânzului decizia. Am plecat acasă, a venit toată familia, era la mine ca la mormântare, la mine acasă. Cumnata mea mare s-a dus să ia copiii de la școală și când am intrat în casă, normal, copiii simt. Da, era toată lumea plânsă, toată lumea tristă și am luat pe copii, împreună cu soția mea, și i-am dus în cameră, ne-am așezat pe pat. Și am început să le spun, vă știți că astăzi tati aștepta o decizie a instanței și în acel moment fata mea a spus, mergi la închisoare? Și atunci am izbucnit toți patru în plâns, a fost un moment, cred că cel mai dur om pe care l-am trăit eu vreodată. În momentul care stai într-o încăpere lată de 1,30 m, 1,30 m, poți să fii și unul singur. La 1,30 m, da. E 1,30 m. Nu e simplu. Tot ce am făcut în viața mea, nu am făcut decât să îmi țin o anumită imagine, să fac lucrurile corecte, să mă lupt pentru ce vreau să câștig. Când am fost la Barcelona, m-am luptat ca să fiu cineva. Eram într-un vestiar în care erau 17 internaționale și vreau să fiu cel mai bun. Am devenit capitan de echipă cu care mă mândesc și nu a fost ușor să ajung acolo. Am ținut enorm ca să fiu un exemplu pentru copiii mei. Dar toate aceste eforturi, în momentul în care vezi că peste noapte sunt năruite, trăiesc momente pe care mi-e greu să le exprim în cuvinte. Simt un urlet așa interior pe care nu pot să le exprim. Asta am senzat, mă trezesc noaptea la ora 3 și îmi dispare somnul imediat și îmi vine în cap această chestiune. Vezi că după o viață în care ai muncit enorm, tot ce am făcut sudoare, ce am făcut bazându-ne numai pe anumite valori de corectitudine, dispar. Ce am clădit în 20 de ani de zile de muncă, de chinuri, de sacrificii, de,
de a încerca să stau departe de toate lucrurile urâte din sport și în afara sportului, într-o noapte, într-o singură zi, au dispărut. Au dispărut. Simt un urlet interior brutal, credeți-mă, în momentul în care îmi vine să mă urc, eu știu, pe casă, să încep să urlu. De neputință. A fost o săptămână extrem de grea și în continuare la mine această mărăciune și durere sufletească persistă și nu știu dacă vreodată va dispărea sau probabil cu timpul se va atenua. Inclusiv Gigi Becali a povestit cum Florian Coldea a paradit până și fotbalul românesc. Pentru ce făcea, de exemplu, Coldea? Că el putea să facă banii lui. Pentru ce făcea el să-l bage și pe ăla și pe ăla și pe ăla? Fă-ți, mă, banii tăi și n-ai treabă, milioanele tale. Pentru ce să-l bagi pe ăla la pușcă? De ce scrii lui ăla atâta, lui ăla atâta, lui ăla atâta? Ce ai cu Popescu? Cât ce? 3 ani și 10 luni și 10 zile. Am dat și 10 zile ca să intre regimul închis. Uh-huh. Înțelegi? Când ce ai cu Popescu? Ce ai cu MMU? Că zice procurorul că s-a prescris faptele, dar judecătorul i-a dat pușcărie. De ce? Avea scris pe hârtie cât să ia. Păi de ce a făcut? Ca să-i facă lui domnul acum astea. Păi de ce? Păi de ce a pus el păr în cap? Deci zici că Cătălin Botezatul cu păr acum, zici că are... Nu? Avea el păr? L-a băgat la șcăre păgică Popescu că n-ai văzut cu el trăire la comisii? E trăire la comisii? Da. E trăire? Da. Am scăpat vreodată de vreo amendă eu? Toate numai amenzi mie. Trăire ultima comisie aia ce era. Uh-huh. Toate de ce? Cu Burleanu. Cine? Deci... Deci Trăilă, ăsta, cum îl cheamă, Florinel Coldea și cu Dumbrava.